s-a pus vaporașul în mișcare pe râul Manavgat. Vaporaș sunt grupuri de ruși și de români și ei am observat că peste tot pe unde mergem pun muzică tradițională, muzică în limba oamenilor care sunt turiști. Dacă sunt ruși, e muzică rusească, dacă sunt români, este muzică românească și tot așa. E clar că românii știu să se distreze oriunde ar fi. Fiindcă viața o iubesc și petrec când mai trăiesc, eu țin dragoste. Și acum una turcească. Grupul e condus de ghidul unui grup de români. Avem aici dansatori, amatori. Este muzică turcească și dans specific. Cum românii noștri sunt isteți, s-au prins tare repede de regulile jocului și n-au nicio problemă să danseze după muzică turcească. Hai cu saxofonul! Bulgarii și românii jucând pe vaporaș în Antalya, pe puntea vaporașului. Ia uite așa aici. Distracție maximă. Deci, indiferent de unde suntem, din ce colț de lume, chiar dacă nu-și cunosc limba unii altora, nu se înțeleg, dar e limbajul inimii. Toți vorbim aceeași limba, limba sufletului. E o bucurie, e o bucurie să vezi oamenii distrăse. Se scutură podeaua vaporașului. Cam așa se desfășoară aici croaziera noastră de la plajă după ce am servit prânzul, păstră cu salată și cu orez. Sau cine a vrut pui în loc de păstră. Lumea în concediu se relaxează, e distracție.